Salutare tuturor! Astăzi iarăși vă salut de la porumbei. Avem aici puiul. Ia uitați. Stați așa să... Să încerc să fac aici ceva. Deci da, ia uitați. Așa. Avem aici un saltinet, perechea de voltați, un saltinet și acolo încă un saltinet și la toți guțanii, adică la ăștia doi, la ăștia doi și la ăsta, i-am dat drumul și au și venit, au venit înapoi. La satineți o să le dau și lor drumul la anul, la vară, că acum este timpul destul de nașpa. De aceea îi aștept să ouă, pentru că i-am văzut că se călcau. Aici este cuibul. Dar dacă ouă, nu cred că îi las. Sau un ou, cam așa. Poate îi las. Nu sunt sigur. Și ia uitați. Da? Deci să vă spun așa. Aceștia doi guțani cred că o să-i duc la bunici. Și pe aceștia doi și pe acesta, plus acel pui. Adică într-un fel trei perechi. Satineții, ăla cred că e mascul și ăla, și aia e femelă, așa mi se pare. La voltat, știți? Haideți că mergem și la iepuri. Ia uitați, avem și aici găinile, acestea care îi păstrez și restul care stau pe afară. Ia uitați, acolo cocoșul ăla începe să cânte. Și aici, da, dacă vedeți, avem aici într-un fel un adăpost deocamdată. La găini se poate să se adăpostească, dar va fi o volieră. Pe jos trebuie să pun nisip și după peste nu știu ceva pun. Și avem aici, mai trebuie să fac aici, o să scot asta și o să trebuiască, stăți așa să vă arăt că îl scot și vedeți cum stă, este spațiu aici, ia uitați, și poate să intre sau să iasă ceva și trebuie să fac cumva să se unească. Ia uitați ce se bat cocoșii aia doi. Deci o să îl desprind pe ăsta și o să-l trag să fie mai tare, să zicem așa, ca să se bage în asta. Și aici poate, dar aici, după cum vedeți, este bine. Și acolo este bun. Asta e ok. Și aici va trebui să fac. Aici voi pune o scândură așa sau ceva. Și o să fac aici o intrare. Poate va fi tip, cum să vă spun, sputnic. Adică le fac așa ceva și le fac intrarea așa, știți, ca să nu mai iasă după. Și ia uitați pe aceștia, găinile. Pe aici trebuie să mai pun ceva. Și va fi bine aici. Bine, nu o să mut acum iarna aici porumbei. S-ar putea, dar nu sunt sigur. Dacă îi mut, pun aici ceva, pentru că va fi destul de frig. Dar nu sunt încă sigur. Deocamdată e bun pentru adăpost la găini, dacă plouă sau ceva. Poate să se adăpostească. Haideți să mergem și la iepuraș. Deci am și ajuns. Aici, după cum vedeți, o să-l demolez acesta. Am făcut aici ceva, dar nu este bun. O să-l demolez. Fiindcă îmi trebuie paleții. Poate îi folosesc undeva. Mai ales asta, că are, de-abia are spațiu între. Și da. Ia uitați. Iepurașii. A
avem aici această femeluță care are apă, acolo fân mult. Avem aici acest cocoșel. Acel cocoș. Acesta, ia uitați, are și acesta fân, mâncare. Și acesta tot așa, mâncare și fân. Apă au. Și aici am mâncare, fân. Mâncare, fân. Și aici tot așa. Acesta a avut ochii, cum să vă spun, așa, mov. Știți, ochii încețoțași sau cum se zice. Și, dar i-a trecut, i-a dispărut. Ia uitați. Și aici are, aici tot așa, femeia asta. Și aici, după cum vedeți, și acesta are. Ia uitați și acest cocoș, acesta golaș. Și da. Cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Balaj. Salut!